Părinte Decan, dragi oaspeți, bună seara încă o dată și în numele nostru al celor prezenți aici. Vă mulțumim mult că sunteți alături de noi. Îi mulțumesc mult Părintelui Decan că a răspuns în mod realmente spontan rugăminții noastre de a găzdui acest eveniment. Considerăm că este un eveniment care merită atenția noastră. E un eveniment care se consumă în prelungirea unuia dintre cele mai importante evenimente de după 1989, un exercițiu pur democratic, un exercițiu de democrație directă, care a fost referendumul pentru protejarea căsătoriei, pentru protejarea familiei. Nu un referendum pentru modificarea noțiunii de familie, așa cum insidios, programatic, s-a spus foarte abundent înainte de consumarea acestui eveniment. Suntem foarte bucuroși să ne aflăm în fața dumneavoastră și e realmente un sentiment de împlinire să avem în față potențial cititori ai acestei cărți. E o carte pe care o datorăm efortului domnului Cristian Curte, consacrat jurnalist atât în mediul radioului, cât și în mediul presei scrise. Îi datorăm această carte pentru că ea este compusă din mai multe interviuri pe care domnia sa le-a luat unor intelectuali publici mărturisitori, adaug eu și cred că și domnia sa este de acord, oameni care nu s-au sfiat să privească în ochi evenimentul referendumului, să privească în ochi o problematică pe care au încercat să o deslușească împreună cu domnia sa. Și dacă referendumul a trecut, și o să vorbim despre modul în care a trecut, nu a trecut deloc problematica pe care el, de fapt, a avut-o în miezul său. Problematica acestui referendum e una complexă, deși unora dintre noi mi se pare acum limpede. Gradul ei de complexitate însă a fost mult mai ridicat decât am estimat unii dintre noi care am fost optimiști înainte de desfășurarea referendumului. Ce poate părea mai simplu, mai subînțeles pentru noi, cel puțin cei de față, pentru noi cei instalați cumva în zona valorilor creștine, că o căsătorie este rezervată ca instituție venerabilă, milenară, doar unui bărbat și unei femei, cu o rațiune superioară, evident, există rațiuni comunitare, religioase, culturale, sociale, rațiuni multiple pentru o căsătorie care, repet, este rezervată în mod firesc, așa a și apărut, doar pentru unirea dintre un bărbat și o femeie. Ce poate părea mai simplu și totuși ce a fost atât de complicat încât nu au venit suficient de mulți oameni să spună da unui lucru, repet, de natura evidenței. A fost complicat pentru că, așa cum vor spune și invitații de astă seară, problematica aceasta, deși simplă, ascunde în spate o dificultate. Uneori lucrurile cu cât par mai simple, cu atât pot ridica semne de întrebare nebănuite. Sigur că a fost un context în care, repet, manipularea, minciuna grosolană, pervertirea temei în sine, foarte curate, prin excelență curate a acestui referendum, au fost abundente. Din păcate, aș spune că eșecul acestui referendum a fost, în primul rând, unul moral al celor care l-au sabotat, al celor care n-au făcut efortul să se mobilizeze pentru înțelegerea temei, al celor care n-au participat la el. Eu cred că despre acest eșec poate fi vorba, în viziunea mea un eșec moral, dar, evident, dincolo de el, a fost și invalidarea referendumului. Au ieșit doar 9% dintre cei care puteau să împlinească numărul suficient pentru a trece acest referendum. S-a jubilat ulterior în mass media, sau adversarii referendumului au făcut-o, spunând că a învins toleranța. Evident, problema toleranței știți că este una care poate fi discutată în multe feluri, dar din punct de vedere creștin, toleranța are legătură intrinsecă cu discernământul. Și dacă ne întrebăm față de cine să fim toleranți,
avem răspunsuri care, știm bine, reies atât din Evanghelie cât și din întreaga tradiție creștină. Așadar, a fost un eșec moral al celor care au sabotat referendumul, nu al celor care s-au implicat foarte sincer în susținerea lui. Alături de mine se află domnul Mihai Gheorghiu, căruia îi se datorează foarte mult, foarte mult din tot ce a însemnat organizarea acestui referendum. Firește, domnia sa a fost însoțit adesea, după cum știți, de doamna Ana Corina Săcrieru, căreia îi trimitem un gând bun pe această calitate dacă nu este aici. Dar alături de acești oameni au venit mulți oameni neștiuți, nevăzuți, care s-au implicat în viața parohiilor, s-au implicat în tot ce înseamnă demers, sanificator îl numesc eu uneori, acela de a face lumină, de a face curățenie într-o zonă a unei problematici care realmente ne privește pe fiecare dintre noi. Pentru că nu putem să rămânem pasivi la asalturile foarte subversive și foarte, foarte periculoase care se dau astăzi împotriva instituției familiei. Rădăcinile acestor asalturi nu sunt foarte vechi, dar au deja inclusiv o carieră filozofică, aș spune, au deja o validare juridică în anumite țări, în număr de 16, unde, din păcate, instituția căsătoriei, așa cum o știm noi, a fost pusă în paranteză și deschisă în mod fraudulos în viziunea noastră și unor persoane de același sex. Lucrurile sunt așadar, credem noi acum la distanță de un an de la consumarea referendumului, destul de limpezi. Cu toate acestea, insuficient de clare pentru cei care, repet, nu au găsit rațiunea suficientă pentru care să vină să spună da unui lucru cu repercursiuni, din păcate, posibil negative și aproape inevitabile în societatea în care trăim. Punctul meu de vedere din interviu este unul care a inclus și poziția Patriarhiei Române, a Bisericii Ortodoxe Române, care, după cum știți, nu a fost unul dintre organizatori și nici unul dintre inițiatori. Coaliția pentru Familie, acea constelație de organisme civice, care s-au implicat, evident, din rațiuni profund creștine în acest demers, dar Biserica Ortodoxă Română, alături de celelalte culte religioase din România, a sprijinit în modul firesc, subînțeles, un demers care avea o temă în natura ei profundă, de natură morală. Și o va face întotdeauna Biserica atunci când în spațiul public vor apărea teme care au legătură cu moralitatea publică. Nimic mai firesc decât acest lucru, chiar dacă, repet, adversarii au încercat să submineze aceste demersuri. Nu vreau să vorbesc mai mult, poate chiar am făcut-o deja prea mult. I-aș da cuvântul pentru că aș vrea să respectăm într-un fel și ordinea alfabetică a celor intervievați de domnul Cristian Curte. Îi dau cuvântul a unuia dintre intelectualii creștini cei mai consistența, aș spune, un om al scrisului, un om al traducerilor rafinate din Dante, un om preocupat de tradiția creștină pe care a reușit să o desfășoare în textele domniei sale foarte limpede pentru mulți dintre noi. În ultimii, iată, 30 de ani se împlinesc din 1989. Alături de mine se află omul de cultură creștin, Răzvan Codrescu, și mă voi bucura să îi dau cuvântul, spunând doar că în interviul oferit de domnia sa, domnului Curte, accentuează acest lucru. Două idei fundamentale, spune domnia sa, au mobilizat românitatea de-a lungul istoriei. Ideea națională și ideea creștină. Amândouă, în viziunea domniei sale, se situează astăzi într-o criză pe care nu se schiește să o numească letală, dar mă bucur foarte mult să am prilejul de a-i oferi acum cuvântul și de a-l asculta alături de dumneavoastră. Domnule Codrescu.